Deși au majoritate în Consiliul Local Drăguțești, liberalii nu au reușit să-și pună un consilier în funcția de viceprimar cu atribuții de primar. Socialdemocratul Gheorghe Butan a fost cel care a avut câștig de cauză și spune că liberalii s-au răzvărătit împotriva conducerii județene. Copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, anunță că îi va radia din partid pe cei 4 consilieri locali care au trădat seara trecută. Gheorghe Butan a avut câștig de cauză în cursa cu Vasile Paștea pentru postul de viceprimar cu atribuții de primar. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul consilierilor locali ai PNL, care l-au votat pe social-democrat pentru funcția de conducere. Butan afirmă că cei de la PNL s-au răzvrătit împotriva conducerii județene a partidului. Din câte se vede și din câte se observă mass media și toată lumea, cred că asta este... Devine undeva de pe la centru, vine Vila Mare, cred că. Nu știu ce au avut în familia lor, nu mă pot băga, dar din nou consilier, asta a fost. Mi-au dat votul. Supărat pe consilierii locali din Drăguțești, Dan Vâlceanu anunță că îi va radia pe cei 4 aleși locali din PNL Gorj. De seară vom avea și o radiere, o propunere de radiere a celor 4 consilieri care au votat împotriva propunerii Vasile Paștea la pentru funcția de viceprimar la Drăguțești. Președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, a fost surprins de rezultatul votului de la Drăguțești. La Drăguțești și-au dat mâna consilierii și au ales un primar care să asigure în această perioadă de liniștea, coerența, încât să nu avem o comună limitrofă în municipiul Târgu Jiu, în care întotdeauna să avem surprize neplăcute. Dan Vâlceanu a mai precizat că la începutul anului viitor, liberalii vor încerca demiterea lui Butan din fruntea administrației locale din Drăguțești.